Giurgiuvenii sunt cei mai slabi șoferi din România. Asta indică o statistică a Direcției Regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor. Rezultatele se bazează pe numărul de candidați picați la examenul pentru obținerea permisului de conducere. Potrivit Direcției Regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor, cele mai proaste rezultate la prima examinare s-au înregistrat în județele Harghita, unde 67,10% dintre candidați au fost respinși, urmat de aproape de Giurgiu cu 66,47% candidați nepromovați. În cealaltă extremă, peste 50% de candidați din județele Prahova, Bihor, Cluj și Sibiu s-au descurcat cel mai bine. Giurgiuvenii sunt însă de altă părere și spun că totul depinde de pregătirea candidatului înainte de examen. În Giurgiu, cei mai slabi șoferi din țară? Da. Nu cred. Credeți că este adevărat? Nu. Nu. Nu e adevărat. Nu cred. Nu credeți că este adevărat? Nu. Credeți că avem șoferi buni? Eu zic că da. Probabil și cauzate și de numărul de accidente, care probabil. Așa relevă sondajul, că cei mai mulți pică la examene din Giurgiu. A, că pică, dacă nu învață, să pui mâna să învețe decretul, circulația, îndemânarea. Nu aș crede. Dumneavoastră sunteți șofer? Da. Și cum considerați că sunt șoferii din Giurgiu? Ați întâmpinat șoferii slabi? Șoferi slabi. Mai sunt și din aceia care mai ignoră regulile și indicatoare și... ca peste tot. Cam peste tot nu e problemă cu șoferii. Aproape 700.000 de români s-au înscris în 2012 la examenul de obținere a permisului auto, iar la 31 decembrie 2012 în România dețineau permisul auto peste 7 milioane de persoane.